Gabriela. Vreau să ne spuneți ce mai este nou. Da. Deci, după cum am anunțat și mai devreme, în jurul orei 4 am reușit să scoatem ultima victimă, respectiv asistența medicală a noastră, din apă, cu ajutorul scafandrelor militari. Domnul viceprim-ministru Oprea a plecat la București pentru a coordona colectarea de date de la toate structurile care au intervenit și astăzi va fi pus la dispoziția primului ministru, precum și la dispoziția publicului, tot filmul intervenției cu ore, cu minute, de la momentul în care a venit apelul la ora 16 și 11 minute. Din ce pot să spun la momentul ăsta este că la Constanță încercăm să finalizăm toate procedurile, inclusiv autopsia, în cursul zilei de astăzi, ca să reușim să trimitem colegii fiecare la familia lui fără întârziere. Au fost anumite aspecte care pot să le subliniez, două aspecte principale. Unul cu vasul Ministerului Transporturilor. Înțeleg că este embarcațiunea Jupiter, care s-a spus că era pe apă și că de ce n-a fost alertată de la început. Din informațiile care le avem și de la colegii de la Ministerul Transporturilor, această navă este funcțională, operațională, numai în timpul sezonului estival. După sezonul estival, navă intră în conservare, deci ea nu mai apărea ca resursă de intervenție. Totuși, cel care se ocupă de ea, pentru că ea n-a fost scoasă din apă pentru a fi conservată, a aflat din propria inițiativă, a venit și a participat la operațiunile de salvare. Numai că el n-a fost alertat pentru că nava se știa că nu este operațională începând cel târziu cu 1 octombrie, ea nu mai este operațională. Al doilea aspect, s-a pus problema că prima colegă a fost scoasă de fapt de o barcă de pescar. Este adevărat, nu este nimic greșit în acest lucru. Când s-a văzut ce s-a întâmplat, au venit și alte embarcațiuni care erau în zona să ajute, însă vreau să se observe că cel care a însoțit-o pe colega noastră și a făcut resuscitare în barca de la pescar era unul dintre pompieri, era un pompier paramedic care era deja la fața locului unde era navă. Au rămas restul colegilor acolo și el a urcat cu pescarii din informațiile care le am și a adus colega sub resuscitare și a predat-o la mal la echipele de intervenție. Deci asta înseamnă că totuși au lucrat împreună. Nimic greșit nu este în faptul că pescarii au intervenit sau că au venit și ei la fața locului și că au conlucrat împreună cu colegii de la pompieri. Sunt martori care spun că forțele de intervenție au ajuns mai târziu decât ar fi trebuit. Exact ce v-am explicat înainte. Acum la Ministerul de Interne, la centrul de coordonare acolo, se face tot filmul intervenției. Cel puțin din informațiile care le am, care le-am primit de la serviciul de ambulanță, care le-am primit de la ISU. Timpii de reacție au fost în limita timpilor normal, adică 16 și 11 este primul apel venit, după care alertarea, deplasarea, primele mașini de intervenție de la ambulanță au fost deja în maximum 10 minute, deci prima mașină avem informație că la 16 și 17 minute a fost acolo, alta mașină a fost la 16 și 19 minute, pompierii au fost pe la 16:25 de minute, după care este de subliniat faptul că din date care l-am discutat cu colega, șefa SMURD-ului de aici, care a aflat la 16 și 18 minute și s-a deplasat, când a ajuns acolo, era în jur la 16:40 și deja 16:40 era colega medic deja găsită. Deci asta înseamnă că forțele totuși au fost în timp util acolo. Ce spun martorii trebuie verificat. Respectăm ce spune fiecare martor, pentru asta este, bineînțeles, procuratura care evaluează peste noi ce s-a întâmplat și face anchetă. Normal că orice martor care s-a prezentat trebuie să depună mărturia lui și la procuror să-l spună ce a văzut, ce s-a întâmplat și toate informațiile se coroborează după asta și vedem dacă undeva o informație este greșită sau inexactă sau incorrectă. Spuneți-ne unde se face mentenanța acestor elicoptere, mai ales al acestui elicopter și dacă verificările erau la zi. Toate flota SMURD-ului are două etape de mentenanță permanente. Unul care este mentenanță care este peste nivelul cerut de fabricant, care se face în foarte scurte perioade la Inspectoratul de Aviație al Ministerului de Interne, deci la 50 de ore, la 100 de ore se fac tot verificări, dar mentenanțele grele ale acestor elicoptere se fac tocmai la Eurocopter România, unde este personal autorizat care aparține chiar Eurocopterului.
Toată flota Smurdului trece prin acest ciclu de întreținere, iar acest elicopter a fost la Eurocopter România în verificări înainte să fie pus în operare. Și este un elicopter cu foarte puține ore de zbor, dacă vrem să luăm, adică este un elicopter în final aproape nou, deci dacă vrem să punem problema în acest sens. Surse din cadrul anchetei spun că flotoarele lipseau. Pentru flotoare, lăsăm colegii de la aviație să explice când se pun flotoarele, când nu se pun flotoarele, pentru că acest elicopter nu era prevăzut să intervină în largul mării. Deci asta este un aspect care trebuie luat în considerare, dar colegii de la aviație vor da explicațiile în acest sens. Dacă ar fi fost aceste flotoare, existau mai multe șanse, poate putea ameriza. Greu de zis, pentru că și cauza de accident încă nu știm. Cert este că a fost un impact foarte puternic la modul în care... Din păcate am văzut că este navă și de aici o să vedem ce o să iasă ca și cauza, pentru că vremea a fost ok, elicopterul a fost întreținut, ce a apărut nu știm, acest lucru urmează să-l stabilească anchetatorii și atunci o să știm ce s-a întâmplat, ce șanse erau, ce șanse... Vă rog. Câți oameni au reușit să iasă din elicopter? Pentru că sunt mătoși care spun că s-au auzit cel puțin două voci. Deci fata care a fost salvată clar și adusă la mal a ieșit și ei spuneau de cel puțin încă doi bărbați. Câți oameni au reușit fata, să iasă? Fata era găsită într-adevăr de colegii care nu era sub apă, poate că a fost ejectată de elicopter și asta este posibil, însă nu știu cât de mult putea să strige pentru că era în stop cardiac și cu leziuni traumatice grave. Deci asta vreau să înțelegeți, că nu era vorba doar de problema hipotermiei și copilotul care a fost scos era cu leziuni traumatice grave. Deci din acest punct de vedere pot să vă spun, de exemplu, unul dintre piloți era cu fractura de mandibulă, deci cu siguranță n-avea cum să... nu știu, copilotul sau pilotul era cu fractura de mandibulă. Deci de aici vreau să las aceste aspecte și ce spun martorii respectivi să fie verificat fără să-l speculez aici. O ultimă întrebare. Deci exact asta vom vedea ce spune inclusiv autopsia pe leziuni medicale ce există și bineînțeles impactul și motivele și tot ce s-a întâmplat care o să le aflăm de la anchetă. Dacă elicopterul era bun, mentenanța era făcută la zi, nu au fost probleme din cauza vremii, ar putea fi o eroare de pilotaj? Iarăși intrăm în sfera speculațiilor. Nu știm. Pentru că e foarte greu să vii să spui că a fost eroare de pilotaj, că a fost ceva care s-a întâmplat, că a fost o defecțiune care a apărut brusc. Asta nu știm. Deci acest lucru se va ști după ce e scoasă carlingă, după ce experții vor examina carlingă și poate că o să vină aici și experți de la fabricant ca să examineze ce s-a întâmplat. Familiile? Pentru că o femeie avea un copil singur de 9 ani care rămâne practic o parte, tata. Da. Deci ce vreau să spun este că aceste elicoptere sunt toate asigurate casco. Chiar dacă și fiecare persoană din aceste elicoptere este asigurată cu o sumă importantă care se primește în caz de astfel de tragedie. Deci asta este primul lucru care pot să-l spun. Deci nu avem niciun elicopter neasigurat și acest elicopter este asigurat. Iar statul știu că acum se discută care vor fi modalitățile de sprijin continuu, nu numai sprijin de moment, pentru cei care sunt rămași. Deci normal că nu-i uităm pe colegii noștri și o să-i sprijinim cât de mult putem. Nu știu, erau depozitate undeva în zona acolo, dar nu știu să vă spun, vă rog. Deci, mulțumesc!